La sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți a avut loc ședința de evaluare a activităților desfășurate și a rezultatelor obținute la nivelul Inspectoratului în cursul anului 2021. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și prefectul Alin Isuf au fost prezenți la eveniment. Și în anul 2021, polițiștii mehedințeni și-au canalizat resursele, eforturile și acțiunile în direcția creșterii gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni, prin protejarea persoanei și a patrimoniului, sporirea siguranței stradale și rutiere, precum și destructurării grupărilor infracționale. Pe un palier important s-au situat în anul precedent activitățile de verificare a modului în care se respectă prevederile legii numărul 55 din 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a felicitat conducerea Inspectoratului de Poliție pentru rezultatele pozitive obținute și totodată și-a exprimat aprecierea și încrederea în instituție. Anul 2021 nu a fost deloc prietenos cu cei care ne aflăm în slujba cetățenilor, autorități publice, polițiști, pompieri, jandarmi, medici și personal medical. Cu puțin noroc, în câteva săptămâni am putea aștepta sfârșitul crizei sanitare și consider că este momentul de noi începuturi pentru fiecare dintre noi. În ultimii 2 ani, fiecare am învățat să apreciem apropiile și apropierea de oameni, adevăratele valori și libertatea. Am speranța că toate acestea se vor reflecta într-un mod pozitiv în munca noastră. Inspectoratul de Poliție al județului Mehedinți are buni profesioniști și îi îndemn să iasă în față și să pună umărul la recâștigarea încrederii oamenilor în instituția dumneavoastră. De ei avem nevoie în prima linie, nu de cei care se facă nu văd ce se întâmplă în jurul lor. De asemenea, Alin Isuf a mulțumit conducerii inspectoratului și personalului din subordine pentru profesionalismul de care aceștia au dat dovadă pe parcursul anului, menționând că și pe viitor IPJ va avea parte de suportul instituției prefectului din județul Mehedinți. Efectivele poliției mehedințene sunt în măsură să-și îndeplinească cu succes obiectivele și țintele propuse, stabilite în concordanță cu obiectivele strategice ale poliției române în această perioadă.